Tot spus că tot ce vine în viața ta ți aduce un beneficiu. Și am primit întrebarea, ce beneficiu poate să-mi aducă furia? Furia poate fi exprimată de partea din tine care te iubește cel mai mult și care reacționează atunci când ești tratat cu lipsă de respect, neglijat și abuzat. Îți spune că ai nevoie să schimbi anturajul și să găsești oameni care te vor aprecia cu adevărat. Furia te învață și să ai răbdare uneori, chiar și cu tine însuți. Furia te poate motiva să devii independent, să te asumi răspunderea pentru propria viață. Tot ce te înfurie te învață în același timp să și ieri. De multe ori te înfurie chiar faptul că te cere să crești și tu nu vrei încă. De asemenea, furia poate fi acea energie care te ajută să faci lucrurile să se petreacă, pentru că te pune în acțiune pe tine sau pe cei din jur. Ai nevoie să te împrietenești cu acea parte din tine care manifestă furie, să înveți să o asculți și să faci schimbările care ți le cere, dacă dorești să reduci manifestarea furiei în interior sau în afara ta, prin comportamente nedorite. Scrie-mi ce te oprește să faci pace cu această parte a ta. Sunt Elena Paula Aștibei și te susțin să-ți creezi corpul și viața pe care le dorești.